ești, Doamne, sunt. Am început să citesc Biblia limba română, nu citesc principal, pe rusește Biblia, doar limba română. Și avem, am la, în salon Biblia românește și acasă Biblia. Eu nu citesc, am lăsat special Biblia, două Biblie mele aici, în biserică, în caz de ceva. Dar am început alt pas, pentru mine asta creștere, vreau să vorbesc bine limba română, românește. Și am vrut, dacă eu cumpăr revistele sau ziarul și citesc românește, asta una, pentru învățătoare, învățătură. Dar nu, am început citirea Bibliei românești. Asta pas. Peste un an eu pot să vorbesc prea Biblie. Am fost în salon, în Buzău și șefa salonului a zice, a, și asta Andreea lui Marin. A, pentru lui Andrei, de exemplu. Andreea. Eu zic, Andrei, nu corect, a zis, Doamne, eu îmi dați limba română și dumneavoastră vorbeți nu corect. Și, slavă Domnului, știu o regulă, o regulă și... anatomia pe față are foarte fizionomie. Fizionomie. Da, nu este anatomie cu mușchi, da? Anatomie, da. Când omul cu față mai serioasă, cu mai luminoasă, cu zâmbet, locuiază doar 16 mușchi. Deci cineva spune, nu te râzi, riduri să fie, nu îl faci așa față luminoasă, riduri bine, aici, 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 aici. Știți, dar când oameni serios, așa cum sunt, lucrează 38 mușchi cu tensiune mare și dacă omul nu face zâmbet, dar așa cu problemele, sau eu nu zâmbesc, eu sunt omul serios, lucrează 38 mușchi și după asta riduri mai mult vine. Acum, bucurați-vă! Fiți fericiți! Aveți fericirea! Și să fiți mai tânără, da? Mai tânără. Ieri am primit o revelație de la Dumnezeu. Știți, în fiecare trece o minută, o secundă, mă gândesc despre Dumnezeu și m-am întors acasă după lucru, am obosit, am fost cu produsele, Eugen a fost la film, deci am venit cu produsele greu, am venit și mă gândesc, trebuie încă o dată la magazin și aveam o problemă și am văzut câteva persoane, am fost lângă ușa, înțelegeți, da, ce este? Au fost lângă ușă cu produsele, cu mâncarea, gustoasă, carne a fost acolo, știți că pentru mine fructe, legume. Și a fost lângă ușă și din mașină tot așa, căduri, niște căduri, jucării a luat din mașină și a stat lângă ușă. Și am venit, am luat cheile, am deschis ușa cu, și stați puțin și... El a ținut ușa și a intrat. Și am ridicat pe scară, trebuie calorii, știți, pe scară, am dus pe scară și m-am gândit, știți, Dumnezeu, am primit o revelație, Dumnezeu, nu, noi avem vis și vrem nu bogăție, cum, prosperitate în viața noastră, da? Avem nevoie. Avem nevoie aici. Cineva are datorii, cineva are copii și trebuie pentru copii mulți bani, copii la școală, copii la universitate, copii undeva. Și noi gândim, Doamne, unde noi să câștigăm bani? Cine are puterea câștigă bani, face una alta, una alta, una alta, lucrează, primește bani și are prosperitate. Cineva nu are și roagă și se roage și plânge, nu am bani, nu am putere, viața grea. Dar știți, dacă noi deschidem Biblia, Ieremia 33, capitolul 33, versetul 3, aici se scrie, cheamă-mă și îți voi răspunde.
scumpi și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Încă o dată vă citesc, probabil nu ați înțeles după când eu citesc. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Și m-am gândit, Dumnezeu zice, dacă tu nu ai ceva și tu vrei, El zice foarte simplu, El nu zice așa, dacă vrei să primești de la mine ceva, faci în 18 cruci, stai la genunchi, cu frunte la podea, pe urmă faci așa 3 ori, 7-10 ori, du-te în pădure și faci... Nu, e viața ce simplă. Cheamă-mă! Eu vreau revelație, atitudine cu tine, atitudine, da? Cheamă-mă și îți voi... Și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari. Știți, Dumnezeu, dacă noi imaginăm o secundă, un pic, Dumnezeu a pregătit pentru noi bogăție, comoare, corect? Și zice, asta pentru tine, cadou special, am o cameră mare, nu știu, ce vrei tu? Sănătate, bogăție, prosperitate, mult binecuvântare pentru tine. Și am o cameră pentru tine. Și doar cheamă-mă și îți voi răspunde și eu arăt. Noi mergem împreună, eu arăt drum pentru tine, cum tu poți să primești bogăție care am pregătit pentru tine. Dar știți ce trebuie pentru noi? Pentru noi trebuie doar cheie care noi deschidem ușa cu prosperitate, bogăție, cu moare, binecuvântările de la Dumnezeu. Doar ușa. Am văzut când oamenii au avut foarte, foarte, foarte mulți o soci mare așa cu produsele, cu mâncare, cu dulceață, cu carne, cu jucurie, dar nu au putut să intre în ușa pentru că nu a avut cheie. Și m-am gândit, ce înseamnă cheie? De unde noi luăm cheie de la Dumnezeu? De unde noi găsim cheie, căutăm, da? Eu știu, am înțeles în viața mea cheie care am eu. Asta, dar un pic în voie, zice oare, care dau, eu dau pentru Dumnezeu și Dumnezeu deschide ușa. Asta cheile mele. Eu dau pentru Dumnezeu, eu știu că Dumnezeu mă ajută, eu știu că Dumnezeu mă iubește și am respect în fața de Dumnezeu în fiecare, toată săptămână, în fiecare zi. Asta miseria mea, eu primesc bani în fiecare zi, dar în fiecare zi, înainte de cât banii, am câteva în portmoneu, câteva secții. Și știu, asta secția pentru mine, pentru mâncare, pentru una, pentru alta. Și știți, eu pun banii la o secție și înainte de cât banii vin la secția unde banii, astea banii mele, eu la o parte, unul pentru Dumnezeu, zice oameni și dar de bun voie. Și am primit cu soțul, noi dăm și pentru misiune, asta partea noastră, asta dorința noastră. Dar știți, eu văd, viața mea crește, eu văd că Dumnezeu deschide ușa în fața noastră. Noastră față, cu soțul, cu familia noastră. El deschide ușa și El arată și El dă și noi primim. Da, viața nu prea ușoară. Viața grea, trebuie să luptăm în fiecare zi, dacă nu noi dorim ceva. Unor, știți, foarte simplu se întâmplă în viața noastră. Noi primim, noi avem, fără greutate. Dar este faptele care trebuie să fac greutate, luptă. Noi luăm tot ce trebuie. Și cheie viața noastră, asta e socială,
și darul de cultură. Pentru că banii noștri care noi avem, asta o parte a vieții noastre, o parte. Când noi punem banii aici, asta noi punem viața noastră. Pentru că când noi primim bani, câștigăm bani, trece timp din viața noastră, trece timp și noi dăm puterea. Deci trebuie să... Eu fac, de exemplu, masaj, asta o oră vieții mele. O oră. Și o oră eu pun aici. Asta viața mea. Dacă noi nu avem timp pentru slujbă, pentru Dumnezeu, noi nu avem timp, că noi nu slujim, de exemplu, nu avem biserica mare, o parte a vieții noastre, asta bani. Și asta cheie care deschide o cameră pentru prosperitate, binecuvântările, vindicare, nu știu, pentru bogăție, cum ați zis, încă o dată eu citesc, asta versetul Ieremia 33, prorocul Ieremia 33, capitol, versetul 3, asta când, eu, când mă rog și mi-e greu, eu mă rog cu versetul acesta. Eu zic, Doamne, Tu ai zis, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunde pe care nu le cunoști. Doar Tu ești, Doamne, sunt în veci. Sunt, sunt, sunt. Doar Tu ești, Doamne, sunt.